Așadar, ne apucăm de treabă. Suntem sub impresia meciului. Dar nu trece, nu? Da. diverse. Calcul integral mare. Cred că așa. Da. Integral. Noi, și acum să vedem. La integrarea funcției raționale am spus așa, după ce despărțim, e posibil să apară integrale de tipul acesta. Integrală de 1 supra x pătrat plus a pătrat, totul la o putere, la n de x. Să notăm cu i-n, așa spune, da? I-n integrală de la din 1 supra x pătrat plus a pătrat la putere n de x. De-am factor în... Ce idee ai? Dacă n ar fi egal cu 1, pentru n egal cu 1, am avea integral din 1 i1, egal cu integral din 1 supra x pătrat plus a pătrat de x, care face, cât este asta? 1 pe a arc tangentă de x pe a. Deci face 1 supra a arc tangentă de x supra a plus o constantă, da? Precizia găsirii unei. Primitivul la nivel de constantă. Hai să vedem, pentru n egal cu 2, ce ar deveni ea? Pentru n egal cu 2, poate învățăm ceva. Poate ne vine vreo inspirație, că pentru moment suntem în blocaj. Deci integral din 1 supra x pătrat plus a pătrat, totul la a doua de x. Cum să o fac? I2 asta. I2 egal cu așa ceva. Pentru egal cu 2. Trebuie să încerc ceva, nu se poate, nu? Să ridicăm la pătrat, dar nu ne ajung. Îți dai seama, străcăm jocul. Da. Va fi un până în gradul 4. Îmi place. Stă bine așa cum stă. E să încercăm prin părți. Să notăm f toată asta și g derivat egal cu 1. Deci să notăm g derivat egal cu 1. Iar f egal cu 1 supra x pătrat plus a pătrat la pătrat. De x. Nu. F derivat. F-ul simplu, da? Atunci să am g simplu egal cu x, iar f derivat, derivăm ca o fracție, egal cu, cine? Minus 2 pe lângă x pătrat plus a pătrat, la altăia, ori 2x, da? 2x supra x pătrat plus a pătrat la puterea a 4. De x, da? Pur și simplu, să subînțelegi. Acum simplific asta cu 4 și rămâne 3 aici și va face egal cu? Cu cine e egal? Cu minus 4x minus 4x supra x pătrat plus a pătrat. La puterea 3. Totul la puterea a 3, da? Și atunci zic, e forge, nu parcă așa bine, e forge, adică f 1 supra x pătrat plus a pătrat la puterea a doua, ori g, ori x, minus integrală din f derivat, ori plus, putem pune plus deodată și iese și un 4, nu? Da. 4 x pătrat x-ul de aici cu da. X pătrat supra X pătrat plus A pătrat totul la puterea a treia, da? Dar de putem despărți X-ul ăla în X ori X și să luăm iarăși. Păi întoarce înapoi. A, întoarce înapoi.
Nu facem în aș. Chestia asta că e un pas înainte, un înapoi. Da. Și ce mult progres facem noi. Ha. Da. Acum, în momentul ăsta, adunăm și scădem un an pătrat. A, ca să da. Punem în evidență numitorul, nu? Da. Deci va fi egal cu x supra x pătrat plus a pătrat la pătrat plus 4 integrală din x pătrat plus a pătrat supra x pătrat plus a pătrat la a treia minus 4 integrală din a pătrat. E vorba de acel care l-am scăzut, nu? Da. Supra x pătrat plus a pătrat la puterea a treia. Da, pătrat este în față. Este în față, sigur că da, de x. Și egal mai departe cu x supra x pătrat plus a pătrat totul la a doua plus simplificăm aici de x, nu uităm 4 integrală din 1 supra x pătrat plus a pătrat la pătrat de x, de x sigur, minus 4 a pătrat primitivă din 1 supra x pătrat plus a pătrat la puterea a 3-a, da? De x. Asta trece în stânga, când mai am plecat de la i2. Asta de aici este i2 chiar. Da, da, da. i2. Și vine că i2 minus 3 i2. Deodată, minus 3 i2, sper că urmăriți, da? Da. Minus 3 i2. Dar de ce nu spuneți să prind și reflectorul ăsta? Nu știu, eram întuneric și știam de ce. Deci minus 3 e 2 este egal cu x supra x pătrat plus a pătrat la pătrat minus, minus 4 a pătrat i3. I3. Și să stabilim o relație de recurență. Asta mă gândesc să facem. Deci eu am vrut să fac pe i2 și îmi cere să văd dacă știu pe i3. Păi asta e foarte tare. Că dacă vrei să o afli pe i2, pleci la i1. Da. Că noi pe i2 vrem să o aflăm. Dacă plecam de la i1, da. Suntem de piste i2, nu? Asta e fain. În general, cred că recurența asta trebuie să între i-n și i-n plus 1. Da. Cum a fost între i2 și i3, e de aștepta că dacă plecăm la i-n pe culoarul ăsta, integrăm prin părți... Și să-l aflăm pe i2 în funcție după i1, dacă... Bun, dar dacă facem o recurență între i-n și i-n plus 1, treaba este o recurență lineară de ordin 1, între doi termeni consecutivi. Și atunci treaba va merge. Deci experiența care am câștigat-o de aici, este destul de benefică, pentru că am văzut că dacă vrei pe i2, da. Te rești de i3, pe care nu știi. Dar este o legătură între i2 și i3. Poți coborâ, dacă o să o găsim generalizată, rapid prin particularizarea lui i-n, totul merge foarte bine. Concret aici, îmi dau seama că dacă aș fi plecat de la i1, pe care o știu, că este 1 pe a tangent de x pe a, și aș fi integrat-o prin părți, aș fi ajuns la i2. Aș fi ajuns la i2 și era treaba perfect făcută. Numai că nu m-am prins de treaba asta, am muncit interesant aici, dar totuși mă aleg cu ceva. Mă aleg cu acest mesaj, că merită să îndrăznesc pe culoarul ăsta, că va fi i-n și i-n plus 1. Să vedem. Era mai frumos dacă era definită. Păi da, merge și definită. De ultimă, sună cineva și spune că cred că mă întreabă că de ce nu merg în direct, de ce nu sunt în direct. Nu știu să mă descurc. Se răspunde. Vreau pe ceva ca să urmărești. Ia să vedem. Îmi pare rău. Asta e.
răspunde, nu te rog, să mă deranjez, numai că spune, i-ar fi părut bine să mă urmăresc. Cred, pare rău. Nu reușesc să-l satisfac și pe ea. Așa că va vedea filmulețul la Proof Online. Seara în Porsche. Sper să mă încarce, Cristi. Așa, zicem, primitivă din Ien, pe când la Ien. Ie, care înseamnă primitivă din 1 supra x pătrat plus a pătrat, totul la puterea n de x, egal cu vine x ori 1 supra x pătrat plus a pătrat la n, da? Minus integrală din x ori asta derivată, care înseamnă minus, va face plus în fața aici, n, care poate fi plus în față, știți de ce n, nu? N, la, n, pe lângă x pătrat plus a pătrat la puterea n minus 1, cu o unitate mai mică, da? N minus 1, ori 2x. Deci 2 n x pătrat. Mai vedem încă o dată. Când derivăm ca o fracție aici, vine prima derivată 0 ori în numitorul. Da, da, acolo nu mai e fracție. Păi, f este 1 pe x pătrat plus a pătrat la el, f. Da. Și f derivat, zicem g ori f derivat. F derivat înseamnă ca o fracție asta. 1 derivat, da? Supra, la puterea 2 n, da, da. Nu mă uitam când aveam numitor. Așa, totul supra x pătrat plus a pătrat la puterea 2 n. Da. De x, bine? Da. Sper că s-a urmărit, egal cu x supra x pătrat plus a pătrat la puterea n plus 2 n. Simplificăm asta cu numitorul și vine primitivă din x pătrat supra x pătrat plus a pătrat la puterea n plus 1. Știți de ce la puterea n plus 1, nu? Că scădem din 2n pe n plus 1. Vine la puterea n plus 1. Și acum adunăm a pătrat și scădem a pătrat. Și va fi egal mai departe cu x supra x pătrat plus a pătrat la puterea n plus 2n primitivă din iau în două, deci x pătrat plus a pătrat supra x pătrat plus a pătrat la puterea n plus 1 de x și minus 2n primitivă din 1 supra x pătrat plus a pătrat totul la puterea n plus 1 de x. Echivalentul. Iată in, de la ea am plecat, in este egal cu x supra x pătrat plus a pătrat la puterea n plus, simplificăm asta cu n plus 1, 1 și rămâne din plus 2n i indice n, 2n i indice n, minus 2n i indice n plus 1. Ducem în stânga și apare 1 minus 2n. In pe lângă 1 minus 2n este egal cu x supra x pătrat plus a pătrat
la puterea n și plus, minus 2n, i indice n plus 1. Echivalent, mulțim cu minus 1, că nu-mi place, și vine 2n. Deci in pe lângă 2n minus 1 este egal cu x, egal cu 2n i indice n plus 1 minus x supra x pătrat plus a pătrat totul la puterea n. Da? X pătrat, x supra x pătrat plus a pătrat totul la puterea n. Asta e adevărată pentru orice n. Orice n natural. Da? Pentru orice n natural. Și pentru n egal cu 1 apare relația. Pentru n egal cu 1, în particular, vine IN pe lângă 2 ori 2 minus 1 IN, da, este egal cu I1, pardon, da, I1 este egal cu 2N 2 ori 1, 2 I2 2 e 2 minus X supra X pătrat plus A pătrat la puterea 1. Deci scoatem pe I2, I2 va fi egal cu I1, I1 plus X supra X pătrat plus A pătrat. Așa. Deci I1 plus așa supra 2. 1 pe 2 pe lângă asta, nu? 1 pe 2 pe lângă toată chestia asta. Plus-o. Așa arată. Ori I1 știm că e 1 pe A, tangent de X pe A. Am fost scos pe I2 de aici. I2 egal cu 1 pe 2 din toată șmecherea asta. Adică I2 e acela care vrem noi să știm. I2 este egal cu 1 pe 2 I1, adică arctangentă 1 pe A. Arctangentă de X pe A. Așa este, da? 1 pe 2 A arctangentă de X pe A. Plus X supra 2 pe lângă X pătrat plus A pătrat. Plus o constantă, dacă vreți. Deci ceea ce am avut noi de calculat, ne propusem să facem X pătrat plus A pătrat la a doua, este acum regăsit în formula asta. Dacă ar fi I3-ul, știm pe I2, în recurența care o avem, facem pe N egal cu 2 și punem la pe I3 și mai departe. Să găsesc în aproape toți termenii șirului respectiv. Ideea este de stabilit recurența. Deci miezul problemei este această recurență unde adăugăm și I1. Să știți că numai simpla recurență nu e suficientă. Șirul IN este bine determinat, dacă spunem așa. Pentru răspunsul la integrala asta este așa. I1 egal cu 1 pe A arc tangentă de X pe A plus o constantă și la care adăugăm I n pe lângă 2, da? Asta e recurența. Da. N pe lângă 2N minus 1 egal cu 2N I indice N plus 1 minus X supra X pătrat plus A pătrat, totul la puterea N plus 1. Așa trebuie să dăm răspunsul. Deci dacă spune, găsiți doar recurența... Doar N, puterea. La puterea N, zici tu, da? Nu la N plus 1, la N. Unde era acolo? Este acolo, la puterea N. Corect. Dacă vi se dă o integrală așa, IN-ul, răspunsul este recurența, dar la care adăugați și primul termen, dacă este o recurență de ordinul 1. Adică ce înseamnă recurență de ordinul 1? Doi termeni consecutivi se leagă. La o recurență de ordinul 1, lineară, cum este asta, trebuie precizat un termen. Dacă e recurență de ordin 2, adică îți trebuie doi termeni. Ce înseamnă recurență de ordinul 2? Înseamnă că sunt trei termeni consecutivi legați. Și atunci distanța e de două unități între termeni. Aici între pași e de 1.
IN și IN plus 1. Sunt consecutivi. Da. Atunci, înseamnă recurență de ordinul 2, au o distanță de două unități și îți trebuie doi termeni, I1 și I2. A orice. Și ca el, recurența să fie cea în stare să-ți oferă toți termenii șirului. Curge-le acolo recurența. Bun. Odată stabilit acest lucru, nu ne rămâne decât să spunem că ne-am făcut datoria. La modele de integrale de tipul acesta nu mai aveți greutăți. Deci cât privește integrala unor funcții raționale, acum știm bine ce e de făcut. Dacă gradul numărătorului e mai mare decât al numitorului, vorbesc de polinoame, da? Gradul numărătorului e mai mare decât al numitorului, fac împărțirea, câtul plus restul pe împărțitor. Restul pe împărțitor va fi un polinom, va fi o fracție care, mă rog, nu mai trebuie luată deoparte. Ce facem? Numitorul, îl luăm deoparte și îl descompunem un produs de factori de gradul 1 și de gradul 2, da? La diverse puteri. De gradul 1 și de gradul 2 la diverse puteri. Adică ce înseamnă? Dacă de grad impar, sigur ar numite o rădăcină reală sau trei rădăcini reale și ce rămâne de gradul par, dacă e de gradul 2, ești fericit, dacă e de gradul 4, trebuie să încerci descompunerea ca două polinoame de gradul 2. Ați văzut cum am făcut de la X la 4, a plus una seară și ați văzut cum se întâmplă. Da? Deci, povestea este asta, că trebuie să încercăm să mergem și să descompunem pe urmă fracții simple și ați văzut cum găsesc constantele și am lucrat acolo cu atenție. Mergem mai departe și vedem acum cum anume gândim la recurențe astea, să mai insist un pic, nu? Da. N-ați făcut recurențe, bănesc eu. Din ce mai făcut, doar că nu prea. A fost așa. Hai să vedem dacă... Regula este să plecăm prin părți. Da, deci ideea este să plecăm prin părți la recurențe, da? Unul vă las atunci să vă gândiți la primitivă din sin la n de x, primitivă din cos la n de x, așa, o de x, așa, de x neapărat. Pe urmă, ce primitive mai avem așa cu la n? Tangentă la n, care să facă. Da. Cu sim pe cos, acolo se lucrează, se vede cum anume se așează. Sunt multe. Sunt o categorie mare de integrale de acestea. Și prin părți, cum ai spus, se poate depăna și se poate ieșiți o aranja în final. Zi-mi acum ce întrebare ai tu. Așa. Să caut. Fie o funcție f definită pe R cu valoare linear. F definită pe R cu valoare linear. F de x egal. Deci f definită pe R cu valoare linear. Și f de x egal cu x la a treia de fracție. X la a treia supra? Plus 5x. Da. Supra x pătrat plus 1. Să se calculeze i egal cu integrală de la 0 la 3. Deci i egal cu integrală de la 0 la 3. Din f la minus 1. F la minus 1. Dt. 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 Unde f la minus 1 este inversa. Da. Se face schimbare de variabilă acolo. De asta nu cred că o putem afla, nu? Inversa să aflăm efectiv? Da, nu cred. Nu cred. Nici eu nu cred. Ce idee să ne vină aici? Să notăm f la minus 1 cu un u sau ceva, un x și
T-ul să fie egal cu FT. Nu? Adică dacă am F de... Am înțeles. În compunere. Hai să ne amintim un pic niște lucruri. Deci tu mergi bine în problemă și spui așa. Dacă am două funcții, F și G, da, F și G, și prima funcție, F, îi depinde pe A cu valori în D, iar G-ul îi depinde pe B cu valori în C. Adică vrea să spun așa, de la A la B muncește F-ul, lucrează F-ul. Adică X-ii de aici sunt duși în Y, care înseamnă rezultatul muncii făcute de F. Y-ii fac F de X. De la B sunt preluați de G. G-ul lucrează asupra Y-ilor pe care eu transport, la care a ajuns F-ul. Deci materia primă pentru G sunt Y-ii aduși deja. Deci G de la B la C și trebuie să spunem că Z astea sunt G de Y. Imaginile, da? Lui G sunt niște elemente Z care înseamnă G de Y, care în final nu ai altceva decât G de Y de X. G de Y de X. Adică la locul e pe Y-ul, deci cu F de X. Adică este F compus cu G. F compus cu G aplicat asupra lui. Așa îl notăm. Cele două au lucrat, nu? Asupra lui X, pe rând, mai întâi F-ul, e cel mai aproape de argumentul X, și primul G-ul a preluat, iată, asta e noua funcție, care vine de la A la C, și ea este nu altcineva decât F compus cu G. Deci F compus cu G. Asta e funcția care pleacă din A până direct în C. Și concret să ne amintim și compunerea funcției, facem și un exemplu. Da. Iată, dacă am funcția F de X egal cu, după rețeta, 2X plus 7 și G de X egal cu F de fiinte pe F, valorile, nu am nicio supărare, nu? Da. Funcția liniară. Iar G de X egal cu X pătrat minus 1, G definită tot pe el cu valori în el. Atunci, F compus cu G, F compus cu G aplicat asupra lui X, este F de G de X. Deci, vezi aici în compunere, cel mai apropiat este de X este G-ul, nu? Deci F de G de X. Așa că, pentru a reuși, mă uit la rețeta lui F, care este exterior, funcția exterioară, și zic, când F lucra asupra lui X, făcea 2X plus 7. Dar dacă acum are argumente... Deci, că l-are pe G de X, va face 2 pe lângă G de X, adică pe lângă X pătrat minus 1 plus 7. Care, în final, este 2X pătrat minus 2 plus 7 plus 5. Da? 2x pătrat plus 5. Ce putem să remarcăm în clipa asta? Că F compus cu G nu este același lucru. Compunerea nu e comutativă. Da. Concret, să ne dăm seama asta. Iată, G compus cu F asupra lui X face G de F de X, care înseamnă, după rețeta lui G, înseamnă F pătrat de X, așa trebuie să zic, da? F pătrat de X minus 1, care înseamnă 2X plus 7 totul la pătrat minus 1, care înseamnă de fapt 4x pătrat plus 47, 28, nu? Plus 28 x și plus 49 minus 1, 48. Am văzut clar că rețetele sunt diferite.
legile după care la f compus cu g e 2x pătrat plus 5, zicoase g compus cu f este 4x pătrat plus 28x plus 49, clar, funcțiile sunt diferite, compunerea nu e comutative. Foarte rar se întâmplă chestia asta, dar nu, de cele mai multe ori nu se întâmplă așa ceva. Deci nu e comutativ. Să remarcăm. F compus cu G e diferit de G compus cu, cu F. Ca să fie amândouă funcții. Să fie egal? Nu știu, cred că e vorba de o simetrie față de prima bisectoare, mă gândesc. Nu mi-am pus așa problema, nu se pot răspunde. Rămâne să gândim la treaba asta. Care ar fi categoria celor funcții care sunt care, la care compunerea să aibă loc, nu? Da. Direct aș cu inversa, o primă. Și dau x. Dau x. Indiferent că faci în stânga sau în dreapta, dau x, funcția identică. Și funcția identică este funcția când y egal cu x-ul, prima bisectoare. Și atunci de aici m-am gândit că sunt simetrice față de prima bisectoare. Da? Deci am zis că așa este. Bun. Apropo de chestia asta, când se întâmplă funcția directă și cu funcția inversă, adică f la minus 1 compus cu f, da? F la minus 1 compus cu f aplicat asupra lui x, egal cu f la minus 1 compus cu f asupra lui x și face funcția identică. Deci, dacă notăm pe t f de x... Aș vrea să puneți la a doua... Ce? Să arătați că e comutativ. Nu? F la minus 1 compus cu f egal cu f compus cu f la minus 1. Da. Asta am vrut să spun. Deci, pe baza acestui lucru, cum noi avem f integrală la 0 la 3 din f la minus 1 dt, acum, dacă în loc de t pun f de x, înseamnă că f, compus, f la minus 1 compus cu f de x face funcție identică. Deci schimbarea de variabilă care se reclamă ar fi ca t să fie egal cu f de x. Egal mai departe cu x la a treia plus 5x, totul supra x pătrat plus 1. Și de t? Deci, dacă fac chestia asta, înseamnă că e o treabă deșteaptă, pentru că substituția făcută în felul ăsta, în compunere în lucru aici, e egal cu x, nu? F la minus 1 de f de x, f de x va face x de toată chestia asta. Da. Acum, trebuie să fac dt-ul, că am nevoie de dt, și vine că dt este egal cu x pătrat, x, la, ca o fracție vedem aici, da? Deci x pătrat, 3x pătrat plus 5, totul pe lângă x pătrat plus 1, minus x la a treia plus 5x, totul pe lângă x pătrat plus 1, totul supra numitorul x pătrat plus 1 la pătrat de x. Că noua integrală trebuie să fie numai în x, nu? Asta trebuie să fie. Acolo e 2x. Am greșit ceva? Da, a doua derivată. Prima, a doua derivată. Deci înmulțim cu a doua derivată cu 2x aici, da? Da. Foarte bine. Urmărește. Urmărește cu atenție ca să nu desfăcurăm greșeli. Și atunci avem că dx-ul dt, pardon, da, dt este egal cu dt este egal cu 3x la 4 3x plin de fracții 3x la 4 plus 3x la 2 plus 5x pătrat plus 5
minus 2x la a patra. Da? Minus 2x la a patra. Minus 5x, minus 10x la a doua. Minus 10x la a doua. Totul supra x pătrat plus 1 la pătrat de x. Și egal cu x la a patra. Apoi între x la a doua și 5x la 8 minus 10 minus 2x pătrat. Bine? Și plus 5. Totul supra x pătrat plus 1 la pătrat de x. DT-ul. Am pus mâna și pe DT. Și x. Acum să schimbăm capetele de integrare. Da? Pentru t egal cu 0, rezultă că relația pe care o avem, x la a treia plus 5x supra x pătrat plus 1 egal cu 0. Asta e egalitatea. Da. Da? Deci înseamnă că x la a treia plus 5x totul supra x pătrat plus 1 este egal cu 0. Ceea ce mă duce la cinx, scot un x în factor comun și înseamnă că x pe lângă x pătrat plus 5 egal cu 0, x egal cu 0. Da? Asta va fi. Deci, pentru t egal cu 0, x-ul e 0. Pentru t egal cu 3, relația este x la a treia plus 5x supra x pătrat plus 1 să facă egal cu 3. Echivalent cu aduc la aceeași metodă și x la a treia plus 5x egal cu 3x pătrat plus 3, ceea ce ar însemna că x la a treia plus 5x minus 3x la a doua plus 5x minus 3 egal cu 0. O ecuație de gradul 3. Încercăm schema lui Dorner să vedem dacă dăm peste rădăcini. Eu sper să fie numai o rădăcină reală și cele două să fie complexe. Și atunci treaba ar fi foarte bună. 1 minus 3 5 și minus 3. Încercăm divizorii termenului liber, plus minus 1 plus minus 3, adică cu 1, primul coboară, 1 minus 3 minus 2, minus 2 cu 5, 3, și 3 minus 3 și 0. Când am mers o dată, o mai încercăm încă o dată, 1. S-ar putea să fie dublă. Când x-ul 1 ori 1, 1 și cu minus 2, minus 1, nu mai merge. Dar ca să nu pierdem timpul, luăm deoparte x pătrat minus 2x plus 3 egal cu 0. Calculăm rădăcini x1, 2, 3, oare, x2, 3, egal cu pe jumătate 1 plus minus radical din 1, minus AC minus 3, gata, delta e negativ aici, și acestea două sunt complexe. Așadar, vom avea egal mai departe, continuăm acolo sus, egal cu integrală, egal cu integrală de la 0 la 1, da, de la 0 la 1, din x, ca asta toată a făcut x, da? X ori dt, care dt e aici. X ori x la a patra minus 2x la a doua plus 5 supra x la a doua plus 1 la a doua de x. Deci, în clipa asta am intrat în integrarea unei funcții raționale care pe care o vedem foarte clar. Deci egal cu integrală de la 0 la 1 din x la teta la 5-a minus 2x la 3-a plus 5x totul supra x pătrat plus 1 totul la a doua de x. Și cum spuneam, când avem integrat o fracție,
Nu stăm pe gânduri, dacă gradul numărătorului mai mare decât al numitorului este așa, în condițiile astea, gradul jos e 4 al numitor, sus e 5, rii mai mare sau egal, facem împărțirea. Alo? Alo? Nu mi-a dat așa un telefon. E supărat că de ce nu s-aude. Deci, cum spuneam, facem aici. Facem împărțire efectivă. Anume, zicem, x la 5-a minus 2x la 3-a plus 5x. Împărțim totul la x la 4-a plus 2x la 2-a plus 1. Și merge prin de un x ori, minus x la 5-a, minus 2x la 3-a și minus x. Și rămâne 4x, așadar egal mai departe, minus, plus 4x, nu? Da, și mai e și, nu se reduc, plus acolo. Ah, minus, minus 4x la 3-a, da? Și plus 4x. Corect. Și atunci face egal mai departe cu integral la 0 la 1 din x minus, lin de fracții, 4 pe lângă x la 3a plus 1 supra x pătrat plus 1 la pătrat. Așa trebuie. Totul de x. Și adică x la 3 plus x. X la 3 plus x. Așa este, da. X la 3 plus x. Și acum minus 4, nu-i bine? Și minus x, x la 3 minus x. X la 3. X-ul ăsta câtul împărțirii plus restul supraîmpărțitor. Și-am scos un minus. Am scos un minus în față și 4 pe lângă x la 3-a minus 3-a. Dacă ați scos minusul, a, aici e plus 4x. Foarte bine. Insistă până când lăbărim. Așa. Și vine x la 3-a minus x. Foarte bine. Deci integral la 0 la 1 din x de x și minus integral la 0 la 1 4 ies în față, x la 3-a minus x, totul supra x la a doua plus 1, la a doua de x. Prima este x pătrat pe 2, nu? Între 0 și 1. Și minus așa, minus 4, i 4i, de care trebuie să ne luăm să o luăm deoparte, da? I asta este integrala care o avem de la 0 la 1 din x la 3-a minus x, totul supra x la 2-a plus 1 la pătrat de x. Cum facem la asta? Care este ideea? Luăm deoparte fracția și descompunem fracții simple. Adică x la 3-a minus x totul supra x la 2-a plus 1 la pătrat de x fără de x egal cu ax plus b supra x pătrat plus 1 plus cx plus b supra x pătrat plus 1 la pătrat. Urmă să găsim constantele A, B, C, D și îndată nu avem altceva de făcut decât să luăm tâmba asta și plus cealaltă și dăm peste modelul de x pătrat plus 1 la a doua, da? Tot mai am vorbit mai devreme. Cum propune să fac? Hai să mulțim cu x pătrat plus 1, să identificăm, da?
Deci echivale. U. A zice că x la a treia minus 1, să se mai sus, x la a treia minus 1, este egal cu ax plus b, pe lângă x pătrat plus 1, plus cx plus d, echivalent cu a zice că, a spune că x la a treia minus 1 egal cu ax la a treia plus ax plus bx pătrat plus b plus cx plus d. Adică echivalent cu x la a treia minus 1 egal cu minus x, corect, egal cu ax la a treia plus bx pătrat plus în x, x pe lângă a plus c și plus b plus d. X la a treia identificat. Coeficientul x la a treia, coeficient a egal cu 1. X la a doua identificăm. B egal cu 0. B egal cu 0. X la a treia identificăm. Minus 1. A plus c egal cu minus 1. X la 0, C, B plus D, nu? Termenii B, egal cu 0. Și dacă A egal cu 1, B egal cu 0, ne ducem jos. Și vine C-ul egal cu cât cu minus 2, nu? C egal cu minus 2. B e 0, D-ul este tot 0, da? D egal cu 0. Și atunci, fosta integrală egală mai departe cu, spunem, integrala C este egală cu x plus integrală din x a x, x plus b o 0 supra x pătrat plus 1 de x, nu? Da. Plus integrală cx plus d. C-ul este minus 2x supra x pătrat plus 1 la pătrat de x. Că D-ul e 0. E 1 pe 2 logaritm natural din chestia. Deci prima este 1 pe 2 logaritm natural din numitor, că am derivat sus. Deci 1 pe 2 logaritm natural din modul de x pătrat plus 1 e din prisos. X pătrat plus 1 e pozitiv. Ai între valorile 0 și 1 și minus și aici avem derivata, scot pe minusul și notăm tot ăla de jos câte? Un de la 0 la 1, nu? Da. De la 0 la 1. Deci x pătrat plus 1 egal cu t. Adică când 2x de x egal cu dt. Așa, deci 2x de x egal cu dt. Și pentru x egal cu 0 găsim pe t egal cu 1. Și când x egal cu 1, rezultă pe t-ul egal cu 2. Așadar, minus minus integrală de la 1 la 2 din 2x de x se face dt supra t pătrat. Nu? Că x pătrat plus 1 e t, t pătrat. Și care înseamnă egal mai departe. Hai să facem aici 1 pe 2. 1 pe 2 logaritm natural din 2. Pe lângă logaritm natural din 2. Minus logaritm natural din 1, care face 0. Logaritm din 2. Deci 1 pe 2 logaritm natural din 2. Și minus. Aici face minus 1 pe t, parcă. Da. E t la minus 2, da. Minus 1 pe t, și cu minus de față vine plus 1 pe t, între valorile 1 și 2, care înseamnă, de fapt, egal mai departe, 1 pe 2 logaritm natural din 2, și vine plus 3 pe 2. 1 pe 2, nu? Minus 1.
A minus. Da? Deci 1 pe 2, minus 1, minus 1 pe 2. Da. Minus 1 pe 2. Și face 1 pe 2 pe lângă logaritmul 2, minus 1. Și asta ar fi rezultatul. Da, să văd. 1 pe 2, dacă n-am asigurat o greșeală, trebuie să ai și varianta asta. Deci 1 pe 2, logaritmul din 2, minus 1. Nu este. Nu este? Nu, este, e asemănătoare. Toate sunt asemănătoare cu 1 pe 2 și cu logaritmul natural, dar nu e niciuna cu minus 1. Vom fi văzut un semn undeva, ne-am spus, trecura cu o greșeală. Dar suntem pe idei, da, în final. Da, da, e bine. Deci am lucrat corect. Eu am zăbovit un pic. Nu m-am dus pe T egal cu F, nu știu ce. Și m-am plecat de la ce. M-am arătat ce înseamnă compunerea funcțiilor. Am insistat pe faptul că compunerea funcțiilor nu este comutativă, nu? Compunerea nu e comutativă, lucru esențial. Ai întrebat când sunt, când ar fi comutativă. Când am zis simetrie față de prima bisectoare, de fapt, F compus cu F la minus 1, egal cu F la minus 1 compus cu F, exact de ce aveam noi nevoie aici. Și atunci substituția este dirijată. T-ul ăsta trebuie să fie F-ul de aici. Și dacă T-ul este relația lui F, înseamnă că derivăm de T-ul, găsim exact cât este valoarea lui dt în dx, iar F la minus 1 compus cu F, face x-ul. Da? E la minus 2 plus că face x-ul. Și final, de acolo este integrarea unei funcții raționale, gradul numărătorului mai mare sau egal ca numitorului, împărțim câtul plus restul supraîmpărțitor. Câtul am văzut acolo, oare am avut grijă de 4 ăsta? X pătrat pe 2 minus 4, nu cred că l-am avut. Asta este motivul. Egal cu 2 acolo, 2 logaritm. Deci, asta este. În loc de 1 pe 2 la logaritm, e 2. E 2. Și ai cu 2 logaritm natural? În 2? E vezi acolo. Era deșteptat. Ceva greșit să nu. Deci, minus 4i. Iar i-ul l-am luat aici, l-am găsit constantele, am zis că este și trebuia să luăm, da. Și trebuia să, suntem, da, adică n-am, am lăsat-o în pace, am zis că rezultatul ăsta ar fi integral la început, nu. Uite ce este. Hai să vedem, să vezi cât e corect. Înseamnă așa, x pătrat pe 2 între, 1 și, între 0 și 1 înseamnă 1 pe 2. Deci vine 1 pe 2. I-ul care l-am avut de aflat, egal cu 1 pe 2, minus 4, ori I. Ori I e toată asta, minus 4, pe lângă, minus 4, pe lângă, 1 pe 2, pe lângă logaritmul natural, luăm răspunsul, logaritmul natural din 2, minus 1. Și egal mai departe, cu 1 pe 2, minus 4 pe 2, minus 2 logaritm 2, da. Minus 2 pe lângă, logaritm natural din 2, minus 1, da? Și egal mai departe, cu 1 pe 2, minus 2 logaritm natural din 2, și plus 2. 1 pe 2 plus 2 face 5 pe 2. 4 și 1, da. 5 pe 2. Deci vom face 5 pe 2, minus 2 logaritmul natural din 2. Asta parcă l-am văzut. Ia vezi, 5 pe 2 minus 2, dacă l-ai, l-ai este fain. 5 pe 2 minus 2 logaritmul natural. Ar semna să nu fi greșit niciun semn. Nu cred că n-am greșit. Am încercat noi să recuperăm, să reparăm acolo. Da, e că... bine. Da? E bine. Ei l-au pus 1 pe 2 pe lângă 5 minus 4 logaritmul natural din 2. 1 pe 2 pe lângă 5 minus 4 logaritmul de 2. Deci este foarte. Deci este 1 pe 2 pe lângă 5 minus 4 logaritmul de 2. Deci suntem tari, mă. Deci n-am greșit.
am, până am trecut în revistă, cu ocazia acestui exercițiu, destul de multe noțiuni. Compunerea funcțiilor, schimbări de variabile, integrarea funcțiilor raționale, descompunerea în fracții simple, da? Și acolo găsirea constantelor. Treabă. Destul de multă treabă. Mă bucur mult că am avut ocazia să... Ai venit pe aceeași lungime de undă, cum ne ocupam de integrale ale funcțiilor raționale, am arătat că ce important este să știi să integrezi, nu? Funcții da. Raționale. Bun. Mai ai întrebare? Nu mai am întrebare. Nu mai ai întrebare? Să ocupi ceasul de... putem să facem niște sume. Niște sume. Câți ceasul? E aproape 10. Aproape 10. Hai să vedem niște sume. Adică și teoria. Așa. Deci dacă am de făcut următoarea sumă, da, sume, să zicem, ce sunt sumele Riemann? Sumele Riemann. Când am predat integrala definită. Nu ne-a predat. Nu v-a predat nimic. La integrala definită ce v-a spus? Adică ai până la capete, nu? Niște numere. Hai. Ce să vă spun? În perioadă am fost profesor metodist. Și am mers la profesori, nu? Să le dau calificative pentru felul în care țin ordine. Ca să ia gradile acelea didactice, definitivat grade și 1, gradul 2, definitivat în sfârșit. Și la un moment dat am fost repartizat, așa din fugă vă spun, la Comănești și 4 profesori sau 5 profesori lor trebuia să le, mă rog, să le facă inspecția pentru definitiva, gradul 2, gradul 1 și printre care și directoarea. Dar eu le-am spus la început, eu vă dau notă maximă, 10, dar cu o chestie. Dacă eu stau în bancă acolo și văd că spui prostii atât de multe, atât de multe, încât nu mai suport, ies la tablă și o fac eu lecția. Adică copiii să alegă cu ceva și mai ales tu să te alegi cu ceva. Că degeaba la sfârșit spui, n-ai făcut așa, n-ai făcut așa, n-ai făcut așa, știu eu, să-ți fac lecția praf. Nu, eu o să ies la lecție. Deci, pe scurt, asta vă face. Dar se debutează inspecția mea cu o tânără profesoară care era terminată informatica, da, informatică și neavând mă rog, posibilitatea să îi fac ceva inspecții, o luam niște clase de matematică să fac și ea. Și atunci am făcut inspecția la matematică. Făcut vreo 2 săptămâni, ore cu copiii aceia, sfârșit. Se prinde jocul meu și spune, domn profesor, dar dacă, i-am pus-o frumos chestiunea, nu i-am spus dacă spui prostii, nu știu, în timpul lecției, dacă se zizez și vezi o variantă să lărgim discuția cu copiii, atunci am să ies ușor la tablă și tu te retragi și eu fac lecția în continuare și am spus, da, dacă eu la rândul meu sesizez posibilitatea de alergi, vă pot trimite în bancă să continui eu. Extraordinar facem lecția. Este un spectacol atunci. Minunat să faci așa ceva. Deci o tânără care se prinde și simte frumusețea ideii mele și atunci așa se întâmplă. Îmi pornim lecția, începe așa. Eu sesizez o chestie, era o ecuație de trigonometrie și sesizez o chestie acolo pe care eu nu o puncta foarte bine, dar eu nu scot în evidență faptul că ea greșită, ci sub forma unei discuții cu copiii, punctez ce trebuia punctat. Și
în timp ce discutam, ea sesizează ceva, parcă aș fi fost pus la, la punctul discuției de asta, și atunci eu mă retrag, mi-am promis, o las pe ea să intre în lecții, și intră frumos și a fost un spectacol la sfârșitul orii. Credeți-mă că am luat-o în brațe ca pe fiica mea. Mi-era atât de dragă pentru faptul că a înțeles ce înseamnă un spectacol frumos între profesori, beneficiar fiind elevii. Și ea beneficiară. În sensul că a văzut exact cum trebuie făcut o lecție. Am mai făcut și la următorul și când am ajuns la director, eu schimb profesorul, nu trebuie. Deci nu accepta. Ei, cum? Orgoliu, chestii, nu știu ce. Cum să poate să stai în bancă acolo să notezi, zici foarte bine, foarte bine. Doar asta e marea prostie. Trebuie să zici foarte, foarte bine. Dar m-ai întrebat ce înseamnă sumele rima. Iată cum trebuie predată integrala. Integrala definită. Plecăm așa. Să zicem că avem o funcție a cărei grafic arată așa. Nu știu. Da. O formă de așa. Graficul e de aria. Și eu am nevoie de aria așa asta de la A la B. De la A la B. Da? Aria sub graficul acesta. Și atunci împart zona asta de la A la B într-un șir de X, încât distanța să fie aceeași. Adică, zic A egal cu X0. Distanța asta, să zicem că este, să vede, B minus A, nu? Distanța. Da. Dacă ăsta e B și ăsta e A, B minus A. Și B minus A pe N. Împarte în N ca să fac o divizare a intervalului ăsta echidistantă, cu același, da? Cu două puncte vecine, da? Și acum, zic, X1 egal cu X0 plus B pe A supra N. Adică măresc o divizare. X2 egal cu X0 plus 2B minus A pe N. Adică două distanțe. Cu alte cuvinte, asta este X1. A a fost X0, da? X1, apoi X2, X3 și așa mai departe, B egal cu XR. Da? Și am făcut o divizare a intervalului ăsta în intervale. Pentru fiecare XI, să zic aici XI, și următorul este XI plus 1, fac F de XI. Da, F de XI ce înseamnă? Valoarea funcției în punctul XI. Da. Ăsta este F de XI și ăsta este F de XI plus 1, da? Valoarea funcției în punctul imediat următor. Și zic așa. Aria întregului este suma arilor tuturor dreptunghiilor acestora, dacă vreți. Un fel de trapeze sunt. Noi putem calcula formele celelalte și dacă să le adunăm. Deci, să înțelege? Da. Eu pot zic așa. Baza mare plus da. Baza mică, ori înălțimea, da. Și supra 2, da? Ar fi area acestui trapez. Este un trapez curbilin, nu chiar trapez perfect. Pentru că acolo e o curbă. Da. Deci e o aproximație. Așadar, apare F de XI, da? F de XI plus F de XI plus 1, baza mare plus baza mică, ori înălțimea, XI plus 1 minus XI, XI plus 1 minus XI, pe 2. Dar tot atât de bine este dacă eu iau un punct intermediar aici, XI, așa îl notez, XI, un punct intermediar, și fac F de XI.
Xi asta fiind un punct din interior. Deci fie un punct Xi care aparține intervalului Xi, chiar deschis, Xi, Xi plus 1, da, din interiorul intervalului. Și acum, cum aloc baza mare plus baza mică supra 2, doar asta vine supra 2, din cauza că face media. Da. În loc să zic f de xi plus f de xi plus 1 supra 2, egal aproximativ cu f de xi. Adică f de xi înseamnă, de fapt, acum am transformat trapezul ăsta într-un dreptunghi. Că e un dreptunghi în care nu mai iau baza mare plus baza mică pe 2, ci f de xi. Adică ce am pierdut aici, adaug în partea asta. Da. Și în felul ăsta ce... am aproximat dreptunghiul ăsta de aici, am aproximat trapezul ăsta dreptunghic cu un dreptunghi micuț. Și atunci aria întregii suprafeți, hai să spunem, aria lui A, B, A prim, B prim, A, B, A prim, A, A prim, B prim, B, aria lui A, A prim, B prim, B, este aproximativ egal cu suma tuturor ariilor acestor dreptunghiuri micuțe. Adică cu suma dintre cine? F de xi pe lângă xi plus 1. Da? Xi plus 1 minus xi. Xi plus 1 minus xi, adică asta deci. Da? F de xi plus 1 minus xi. Suma asta, de la i egal cu 0 până la n, așa vine, nu? I egal cu 0 până la n. Și ca să...